Să rămână, doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor! De fiecare dată, la mijlocul lunii iulie, în orașul nostru, avem o mare bucurie. Aceea ca, în afară de a sărbători zilele orașului, să ne întâlnim frații împreună. Și dacă stăm fiecare și ne punem întrebarea de fiecare dată, și înainte, în special, de a se întâmpla acest festival, ce este cel mai frumos lucru din lume? Este să se întâlnească prietenii, este să se întâlnească frații. Și acest festival tocmai asta face de 17 ani încoace. Face ca frați din România și chiar de peste granițele României să se adune la oaltă la izvoarele Fântânii Dorului și să se simtă bine împreună. Și dacă ne despart distanțe fizice, faptul că provenim din același neam și avem aceleași obiceiuri ne face să ne adunăm, să ne depănăm amintiri, să schimbăm experiențe. Și acest lucru se întâmplă în Șimleul Silvaniei în fiecare an, în ultimii 17 ani. Evident că întotdeauna când se întâmplă ceva, există un motor. Pentru că nu-i așa, dacă o mașină n-ar avea un motor, n-ar funcționa. Și motorul acestei acțiuni este familia Neagă. Și eu vreau să le mulțumesc din suflet pentru faptul că s-au străduit să creeze la început ceva de mai mică anvergură și să facă această rostogolire a bulgărului și să facă dintr-un festival la început de mai mică anvergură într-un festival mare care se desfășoară în fiecare an. Și dacă de-a lungul timpului au existat din punct de vedere financiar susțineri serioase în urmă cu mai mulți ani din partea Guvernului României, acest festival a existat și există. Și dacă astăzi, oarecum pe umerii autorității publice locale, se pune acest efort financiar, pentru că este un efort financiar, o facem cu mare drag. Și Consiliul Local și eu ca și ordonator principal de credite aprobăm resursele financiare și le vom aproba în continuare, astfel încât ceea ce odată s-a pornit să nu se mai oprească. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru faptul că ne aduceți această bucurie cu prezența dumneavoastră în fiecare an. Mulțumesc tuturor partenerilor noștri, Inspectoratului Școlar și nu în ultimul rând aș vrea să mă bucur că de fiecare dată avem musafiri de peste granițele țării. Și vreau cu această ocazie să mă bucur și să-l salut pe nou pretor al sectorului Râșcan din Chișinău, tânăr, un domn tânăr care este de câteva ani și mă bucur în același timp că și-a găsit timp pentru a fi alături de noi la această importantă sărbătoare, evident, și împreună cu domnul profesor și prietenul meu care vine aici dinainte de a fi o primar, cred că are, nu știu cât, 17 ani, de la început, împreună cu moștenitorii din Chișinău. Vă salut și cu această ocazie, vă salut pe toată lumea și sper ca în aceste o zi, două, trei, cât stați în Șimleul Silvaniei, să vă simțiți foarte bine. Și am rugămintea ca domnul pretor să vă transmită mesajul dânsului, apoi o să rog și pe doamna director de la Cultură, doamna Doina Cocii, să vă transmită mesajul însei și, nu în ultimul rând, reprezentanții gazdelor care fac ca acest lucru să se întâmple. Poftiți, domnule Petru. Bună ziua, mulțumată asistență, stimate primar. Sunt nespus de surprins, plăcut și sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi aici. De fapt, Republica Moldova este cea Basarabie și frați suntem nu doar pe domeniul frățirii, dar și pe sânge. Vreau să vă spun pe toți și vă spun că cultura și tradiția care se repetă an la an dă o moștenire viitoarei generații. Și cel care își cunoaște istoria își poate crea și viitor. Prin buna practică care am reușit doar astăzi în câteva momente cu ajutorul Consiliului Local să-mi arăte câteva lucruri frumoase. Sunt 100% că o să fur câteva idei și o să le implementez în sectorul unde îl administrez.
sunt tânăr și cu ambiții, dar practica care este în spatele primarului, o să încerc sub diferite forme să o atrag și la noi în acel mic sector care se numește sectorul Șcani. Salut și moștenitorii, cei care sunt alături și reprezintă sectorul nostru, suntem între ei și sperăm ca nu doar aici, dar și la alte orașe și sate să apară și să transmită acea tradiție care a acumulat-o în spate. Vă mulțumesc, nu vă țin mult în vorbă și doresc ca cât mai rapid să treceți la o altă etapă de distracție. Mulțumim și mult înainte! Mulțumim, domnule deputată, doamnă director Conciș. Mulțumesc foarte mult! Distinși invitați, dragi prieteni, iată de 17 ani întâlnirea și mulți silvanieni, în cadrul unui eveniment care a devenit deja emblematic pentru întregul județ și vă spun bine ați venit în Sălaj și vă transmit mesajul de bine al Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru că ați găsit timp și ați găsit potrivit să veniți să vorbim despre valorile care ne reprezintă pe toți. Valorii în care credem deopotrivă, tradiția populară și identitatea noastră. Pentru că identitatea este cel mai frumos lucru pe care românii trebuie să-l păstreze și să-l transmită mai departe europenilor. Oricât de mult am vrea să devenim cetățeni europeni, trebuie să rămânem în primul rând român și să fim bun român. Iar pentru asta, pentru că sunt bun român, vreau să-i felicit pe soții Neaga, pentru că am avut ideea unui astfel de eveniment de 17 ani încoace și aș vrea să felicit primăria orașului și Șmeu Silvaniei pentru că duce această frumoasă povară de atât timp și că o susține financiar și o susține din toate punctele de vedere, pentru că primarul dumneavoastră și primarul nostru, pentru că este și al meu, că mi-e drag, este un om care crede în aceste valori. Vă mulțumesc că ați venit la noi, vă doresc o ședere plăcută și să dea Dumnezeu să petrecem zile frumoase la Șmeu Silvaniei. Doamne și Inspectoratului Școlar, partenerii noștri întotdeauna, un inspector, vă rog. În primul rând, vă mulțumim de invitație și vă adresez din partea Inspectoratului Școlar următorul mesaj. Permiteți-mi să vă adresez în numele Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și numele meu, personal, un bun venit pe plaiurile noastre sălășene. Ne bucurăm că astăzi avem onoarea să participăm la această amplă și mult dorită manifestare cultural-artistică dedicată românilor de pretutindeni, simbolic intitulată la Fântâna Dorului. Județul Sălaj, județul nostru, este moștenitorul unui tezaur de artă populară de o valoare inestimabilă, a cărei bogăție și frumusețe a sfărit continuu în timpul a zeci de generații și multor secole. Tocmai de aceea, să nu lăsăm să treacă pe lângă noi aceste frumuseți cuprinse în obiceiurile și tradițiile noastre, fără să le valorificăm în sufletul copiilor noștri, deoarece tradiția adevărată e singura merinde sufletească, precum spunea scriitorul Livriu Bedean. Doresc tuturor participanților mult succes și o ședere cât mai plăcută pe meleagurile sălăjene. Vă mulțumim încă o dată! Mulțumim, domnule Jurca, și invitația a cuvântul pe doamna Neaga Cornelia, directorul Clubului Copiilor din Șmeu Silvaniei. Mulțumesc, domnul primar! Stimați oaspeți, bine ați revenit la noi! De fiecare dată ne încearcă un sentiment deosebit la mijlocul lunii iulie. Este un sentiment deosebit pentru că este această sală a primăriei orașului nostru. Dacă ar fi să rezoneze murmurul tuturor românilor din această țară, din această sală, s-ar auzi în toate cele patru colțuri ale lumii. Am pornit această inițiativă din dragoste de neam și țară, din dragoste pentru frații noștri de pretutindeni. Ne bucurăm că a prins rădăcini. Ne bucurăm ca și dascăli, împreună cu domnul Neaga, profesorul și sufletul, directorul acestui festival,
că am reușit să transmitem mai departe toată emoția. Și spun eu, domnul primar, și dovedește domnul primar, niciun efort nu este prea greu. Nu ne uităm la bani și la lucruri peste care putem să trecem dacă punem mână de la mână, pentru că este foarte important să dăm exemplu tinerilor noștri. Așa ne dovedim că iubim limba noastră, că iubim frații noștri și trebuie să continue limba și acest neam cât va fi lumea lume. Vă mulțumim foarte mult, domnul primar, pentru că de atâția ani de zile sunteți omul care ați înțeles dorința și așteptările tuturor celor care participă la această manifestare. Vă mulțumim tuturor! Profesoare Neagă Cornelia, și ne invit, nu în ultimul rând, pe directorul festivalului, pe domnul Neagă Gabriel, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnul primar. Ce aș mai putea spune eu, că ce domnii care au vorbit au spus atâtea lucruri frumoase și minunate despre activitatea noastră. Doar atât că am ajuns la cea de-a 17-a ediție cu această manifestare pornită, așa cum se spunea înainte, din dragoste de neam și țară. Și am adunat de-a lungul anilor români de peste tot. Din Albania, din Macedonia, din Grecia, din Bulgaria, din Iugoslavia, din Serbia, pardon, Ungaria, din Cehia, din Polonia, din Ucraina, din Republica Moldova, de peste tot, din Kazahstan, au fost câțiva la rând, grupuri de români. I-am adunat aici să simțim cu toții românește și să ne dăm seama și să-și dea seama că noi nu i-am uitat. Știm, ținem și luptăm alături de ei pentru drepturile și libertățile lor. Eu decât am de spus, să mulțumesc tuturor celor care participă, mulțumesc primăriei, mulțumesc Consiliul Local și tuturor celor care ne-au sprijinit și ne-au ajutat în organizarea și a cele de-a 17-a ediție. Sănătate și la mulți, mulți ani! Și mă gândeam acum că dacă s-ar fi făcut, s-ar fi dat niște diplome de genul ești major în festival, domnul Chiper aprecia la anul diploma de majorat, dar eu apreciau buletinul, pentru că și eu sunt la 14-a ediție în calitate de primar astăzi și dacă ați face niște buletine de la festival, ar trebui să mi-l dați și mie. Așa cum am făcut mai puțin anul trecut, deși eu consider că întâlnindu-ne așa într-un cerc mai restrâns aici, putând fiecare dintre noi să ne prezentăm, să spunem câteva cuvinte, eu cred că este o zonă mai puțin mai intimă decât pe scenă și de-aia nu ținut neapărat să avem această întâlnire aici. O să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, pe fiecare grup, să vă prezentați, să spuneți câteva cuvinte despre locul de unde veniți și despre activitățile care le aveți, sigur, legate de păstrarea tradițiilor populare românești. O să începem din partea dreaptă, vă rog. Vă rog, cu curaj, că până la urmă fiecare dintre dumneavoastră, la fiecare grup, ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua! Mă numesc Mitri Ștefan Cristian, sunt raportul de pilot în Mureș, conduc ansamblul Pernului și și facem copiilor. Ansamblul înființat acum lunea și jumătate este tânăr, participam la prima ediție. Mi pare bine că ne-ați invitat aici și vă mulțumim pentru asta. Sperăm să vă și mulțumim. O să vă rog pe fiecare reprezentant, după ce vorbiți, să veniți, să luați din partea noastră câte atenție din partea orașului. Vă rog. Bună ziua, vă spun și eu de la Medins. Numele meu este Georgeta Corlan Enache.
Sunt pentru prima dată la festivalul dumneavoastră și doresc în mod deosebit să-i mulțumesc domnului director Neaga. Mulțumesc foarte mult! Doresc să felicit primăria acestui oraș și pe toți organizatorii de altfel. Fiind pentru prima dată, vă spun la modul cel mai sincer că suntem profund impresionați de organizare rapid, așa totul merge ca pe strună până acum. Sperăm să fie așa până la final. Eu conduc ansamblul Bordeiașul de aproximativ 15 ani. Sunt o filială a Palatului Copiilor din Drobeta Turnu Severin. Conduc obiceiurile și jocurile și portul tradițional din zona de nord a județului Mehedinți, zic eu, o zonă tare, tare îndrăgită în țară și peste hotare, care se face cunoscută prin nume sonore, cum ar fi Angelica Stoican, Niculina Stoican, pe care o iubiți cu toții. Și hai să demonstrăm așa o secundă că suntem de la Mehedinți. Să urce, să urce, la 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 la, dansul ca la murce, la 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 la. Să urce, să urce, la 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 la, dansul ca la murce, la 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 la. Bună ziua, vă spun și eu. Ion Sărătoare mă numesc, sunt de la Satul Mare. Conduc acest ansamblu de puțin timp. Încercăm să transmitem mai departe ceea ce s-a început la Satul Mare în 1989. Un ansamblu cu tradiție, zic eu. Noi suntem o prezență constantă la acest festival. Vă mulțumim și suntem onorați că suntem aici și încă o dată vă mulțumim. Mulțumesc foarte mult! Suntem și vecini, așa că e mai simplă povestea și cu dragul. Bună ziua, oameni buni! Mă numesc Iepure Mare Santrino, sunt profesor de dansuri populare la Palatul Copiilor din Brăila. Domnul director Nedelcu Ghiță vă transmite multe salutări și cu mult drag și cu mult respect. Este prima dată când particip la festivalul dumneavoastră și vă mulțumesc din tot sufletul, ne simțim onorat. Conduc ansamblul folcloric Garofițan, ființat la 1 decembrie 2016, deci este un ansamblu tânăr. Și vă mulțumim din tot sufletul. Prin prezența noastră sperăm să nu vă dezamăgim prin ceea ce am făcut și pe viitor poate mai colaborăm. Da? Vă mulțumesc! Mă numesc Lubinla Rotaru, sunt... Vă mulțumim din suflet că ne-ați onorat cu invitație, mulțumim mult, deoarece acest festival ne-a dat posibilitate, mare posibilitate, ca noi, cei de dincolo, să deschidem noi drumuri, să avem mulți prieteni și să avem o colaborare foarte fructuoasă în ceea ce privește promovarea, păstrarea culturii noastre. Sunt din zona de unde s-a născut și Sofia Bicoveancă, fiindcă ea știți că s-a născut la noi la Toporăuț, este Sofia Busu și avem foarte multe talente. Deci ne stăruim ca și copiii de la școală, în afară de orele de curs, să le educăm dragostea față de folclorul nostru autentic și să ținem cu dinții românismul. Să știți că la Cernăuți se mai simt Pașile Eminescu, noi suntem acei care nu ne dăm bătuți și aș vrea să termin cu o strofă din poezia Spovedanie de Vasile Tărățeanu, care se termină în felul următor. Și nici nu vreau, stăpâne, să mă împart în două părți. Răstignit pot fi chiar mâine numai, nu pe două hărți. Doresc să nu fim răstigniți niciodată pe două hărți și să fim uniți prin cuget, prin limbă, prin neam, că suntem frați și trebuie să ne iubim și să păstrăm ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu și să transmite și la alții. Încă o dată mulțumesc, zile frumoase și fiecare dintre noi se întoarcă acasă cu impresii cât mai frumoase. Mulțumim încă o dată de suflet și plecăciuni pe mine, iar doamne, 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 doamne. Cred că și dumneavoastră tot, nu știu dacă chiar din primul an, dar cred că din al doilea. Am dar... să scenă, da, 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 da. Mulțumim foarte mult și apropo de ceea ce vă doriți, să știți că și eu sunt un unionist și întotdeauna văd numai România Mare și nu știu dacă am deranjat pe cineva, pe cei care iubesc România, sigur nu, dar dacă o să vă uitați la statuia lui Iuliu Maniu, care am făcut-o acum, este decupată acolo harta României Mari. La noi mai avem un cântec acolo de care se termină așa. Avem o țară mare și sfântă, aveam și vom avea.
Ihor, Salaș, Cernăuțiu, Sfânt. Să știți că uitați ceva și mie mulți prieteni care au fost acolo mi-au spus, uitați ceva în fiecare an să spuneți și chiar să ne recomandați să vizităm Cernăuțul, care este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Nu exagerez, cred că în 2002 sau când ați avut un proiect de renovare integrală a orașului și arată nemaipomenit. Mulțumim. Bună ziua, domnul primar, bună ziua fraților. Suntem din Ucraina, din Slatina, din regiunea Transcarpatia, unde trăiesc în pace și liniște 50.000 de românași, în șase primării. Avem șase primării de totul 13 sate, cum să ne numim noi în Transcarpatia, români cu de cetățenie română, trăiesc români adevărați. Fiind președintele ONG-ului Nadia Speranța din Solotno, care am fost întemeiați în 2009, și în timp de aceștia 8 ani de zile am derulat 4 proiecte transfrontaliere cu frații din România, din Sighetul Marmației și din alte localități. Avem legătură foarte strânsă și cu Slatina 8, care colaborăm împreună. Și ce e frumos că acolo, la ei, 5 ani în urmă, ne-am întâlnit cu domnul Neagă. Au văzut că e ceva costăm și noi și ne-a invitat la dumneavoastră și acum al patrulea oară suntem la dumneavoastră și vă dorim numai bine fraților români și să fim frați, să ne iubim totdeauna. Mulțumim, frate! Mă numesc învățătoare Florica Man din Bădălcin, coordonez grupul vocal de anul țarii, înființat acum în 2013, acum 4 ani. În cei 4 ani am organizat câteva activități frumoase, zic eu, punând în scenă obiceiuri și tradiții locale. Am participat la festivalul județene, la 2. Am activat de asemenea în cadrul șezătorii din țara Silvaniei, organizând o habă în localitatea noastră, participând la a doua ediție și la a treia ediție a participat și la Chivou. La acest festival suntem pentru prima dată și mulțumim celor care ne-au invitat și ne-au primit să participăm. Vă mulțumesc mult și vă doresc succes în continuare. Să vă spun un secret, am emoții întotdeauna când aud de Bădălcin, pentru că este satul în care eu am copilărit din clasa 3-a până în clasa 12-a. Mai mult m-am și însurat acolo. Pe masă este pentru a fi servit. Vă rog frumos să vă desfaceți apă, sucuri, să serviți fructe, pentru că nu sunt puse doar de decor. Și din spate, dacă doriți, vă rog să vă serviți de pe mesă. Bună ziua, mă numesc Angel Florina, reprezentăm județul Olt, suntem mai exact din comuna Pușcoveni. Am venit pentru a doua oară în Transilvania, prima dată am fost acum 2 ani la Chivou. Ne place foarte mult acest ținut, sunt oameni foarte primitori, sperăm să ne simțim foarte bine. Vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim și din partea mea. Bună ziua, vă spun și eu. Mă numesc Pop Crina și astăzi, alături de colegul meu, Bogdan Curban, reprezentăm ansamblul Gazdă, ansamblul Barcău. Aș vrea să încep prin a le mulțumi unor oameni speciali, oamenii care de câțiva ani încoace, de foarte mulți ani încoace,
își dedică timpul liber, concediul vara, pentru a da viață și colare festivalului la Fântâna Dorului. Mulțumesc domnilor profesori Cornelia și Gabriel Neagă pentru tot ce fac pentru noi. Și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc domnului primar și Consiliului Local pentru sprijinul lor. Bună ziua, mă numesc Ember Monica și reprezint formația de dansuri Spiridușii Valcăului. Suntem onorați că ne-ați invitat la acest festival și vă mulțumim. Împreună cu colegul meu, Savo Olimpiu, conducem această formație. Vă mulțumim din suflet! Bună ziua tuturor! Mă numesc Mirela Lăbuț, fiind din partea Clubului Copiilor Cerul Silvanic, sunt coordonatorul ansamblului Codul în Sur, al Clubului Copiilor. Să rămân într-un asentiment al domnului primar, dacă dânsul are vârsta de 14 ani adolescenței în acest festival, domnul coleg de la Moldova face majoratul, eu pot să spun că am în acest an împlinesc 10 ani de când am primit certificatul de naștere. Din cum are la acest festival, am venit și în urmă cu 9-10 ani în calitate de director, dar acum vin și mai cu drag, pentru că vin cu sufletul, vin alături de acei copilași pe care am început să prindem viața. Ansamblul Codulețu s-a înființat după 1990 imediat, dar a avut o perioadă de pauză. Și am reactivat, am reînviat, să zicem așa, prin acele participări, prin acele invitații unde ne-am făcut cunoscuți. În acest sens vreau să mulțumesc de invitație familiei Neaga și felicit pentru bună organizare pe domnul primar Septimiu Țurcaș. Vă mulțumim și succes! Bună ziua tuturor! Prezentăm ansamblul etnofolcloric Moștenitorii din Chișinău, Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație și suntem entuziasmați să participăm la cea de-a 17-a ediție a acestui festival. Noi am pregătit un program inedit pentru dumneavoastră, care sperăm să vă încântăm. Ne bucurăm nespus că în aceste zile vom trăi împreună aceleași emoții, noi cei cu inima română, și Doamne ajute să ne simțim cu toții extraordinar și să decurgă totul cu bine. Am vrut întâi să auziți că nu numai noi maturii venim la acest festival, dar mai sunt și copiii noștri care cresc alături de noi. Dacă noi împlinim cei, dar eu zic că împlinesc un pic mai mult, pentru că acum niște ani în urmă împreună cu prietenul meu de viață, deci directorul, actualul director, puteți să-l felicitați că este nou director al liceului. L-am felicitat la telefon. Așa. Este profesor de română, eu sunt profesor de istorie și etnopedagogie. Deci așa avem la Chișinău o catedră de istorie și etnopedagogie. Deci eu predau folclorul, etnografia și folclorul de 21 de ani în școală, liceu. Deci am zis că istoria o predau mai mult, dar etnografia și folclorul mai puțin. De-aia, deci în acea perioadă, niște nebuni de la catedra de etnografie și folclor, sau de la istorie și etnografie și folclor și catedra de limbă română, s-au ridicat în anul 88-89 pe baricadele deci străților din Chișinău, în parcul deci național Ștefan cel Mare, pe alea claselor români de la statuia lui Eminescu, pentru că este idolul Mișcării Naționale la noi din Chișinău, și am pornit Mișcarea de Eliberare Naționale prin cântec, prin Cenacul Flacăra, prin ceea ce am apucat noi de acasă, de Cenacul Flacăra, zic, dar mai departe am continuat Cenacul Matveievici la Chișinău, și astfel ne-am îmbolnăvit de frumos, ne-am îmbolnăvit de limba română, în spatele nostru veneau profesori, era 88 până la 89, se mai temeau aici în țară să treacă dincolo și mai spune, dar încurajau pe urmă, zice, da, e foarte bine, ieșiți încoace la microfon, mai ziceți două cuvinte. Și în felul ăsta am căpătat curaj, îndemându-ne unul cu celălalt, am căpătat curaj să spunem că suntem români, pentru că era pericol, dragii mei, în 88-89 să zici în Chișinău sau Republica Moldova, ești român, acum când suntem
Da, și noi suntem adepții Unirii, suntem cei care nu puteam să fim altfel, pentru că acum nu aparținem nici unui partid, dar aparținem partidului, deci Unionist, Partidul pentru Unire, și asta îndemnăm copii, nu mi-e rușine așa. Am mulți profesori, mulți copii din Republica Moldova, deci au căpat curaj. În sfârșit, deci ca neamul ăsta să iasă odată și odată de sub căiul cuiva, să se unească, pentru că tremură multă lume în Europa de noi, pentru că a fost un stat mare, puternic și care a ținut și cu pământ în mână, cu dragoste de pământ, mureau, plecau, dar deci iubeau acest pământ și această limbă frumoasă dată de la Dumnezeu, într-adevăr. Eu vreau să spun că noi, fiind în Pătiniță, am transmis dragoste sa și copilor, prin cânte, prin dans, prin folclor autentic, prin port autentic. Eu vin din sudul Basarabiei, de acolo din vâna voltenească și muntenească, din sudul Basarabiei, după cum vedeți și vorba, și am sătenele mie aici, care vorbesc grave cel de sud. Dar vreau să le mulțumesc că știi că vorbesc mult, domnul Frămanut, sub pana ta, asta mi-e funcția. Știi, le mulțumim prietenilor noștri, prietenul meu, a familiei mele, de ce domnul familia Neaga, deci doamna Cornelia, adică Cornelia, că ești mai în latul nostru, dar domnul Neaga, deci nu pot, deci totdeauna i-am zis domnul Neaga și îi mulțumim pentru că a fost o seară frumoasă la Sighetul Marmației, acolo ne-am cunoscut dragi sigheteni, la, am fost și un fii, de acolo ne-am pornit, am stat o noapte de vorbă și am inaugurat festivalul la Fontana Dorului, care nu-mi pare că, într-adevăr, să bea apă bună aici. De mulți ani. Eu sunt martor și colegii care au venit mai târziu, poate să spun, s-a făcut schimbări de minune, odată cu venirea prietenilor mei, prietenilor nostru, a moștenitorilor și a fraturii sectorului Rășcani, și prin aceasta și pe noului nostru prieten de la, prefectura Rășcani. Că prefectura este vorba de denumirea veche a primăriei locale, care este tânăr, dar a fost alături de pasarea noastră în coace, de echipa care o are dumnealor și noi, de asemenea, ca o vorba celui care a fost în adevăr, nu-i vorbim de fapt niciodată. Și le dorim multă sănătate, realizări frumoase, domn primar, vigorozitate, fiți o echipă bună, frumoasă, pentru că noi vom fi alături de noastră, alături de toți prietenii noștri de limbă, de grade, de neam, știți în țile românească. Eu, ofer, nu vă supărați, dar l-am prezentat, este directorul cel teoretic, Mihail Soldovean din Chișinău, deci Ioan Popov, care poate să spun două cuvinte, că este profesor de română, dar este și profesor cu documente în ordine de copzar. Vreau să spun, cântă la toți, frumos! Stimați organizatori, nu să vorbesc mult, trebuie să știți că ceea ce face Șimlău Zimlani este o adevărată lecție de patriotism, care știe să ne unească, iar noi, eu vin, cred că, a patra ori, a cincea oară, la Șimlău, și de fiecare cu domnul Chipier ne străduim să aducem cât mai mulți copii pentru a participa și a se molipsi de românism. Cu părere de rău, ne mai confruntăm cu problema aceasta la Chișinău, iar noi încercăm să ținem piept. Am insistat foarte mult ca astăzi să vină cu noi domnul primar Nicolae Balaru, să fie, să vadă, să mă lipsim și el, cu toate că este un mare patriot. Și vorbeam de drum și de multe ori că la Chișinău, cât este de mare, părere de rău, nu avem un festival de nivelul acesta care se face în Șimlău Silvaniei. Și chiar pentru acasă a spus domnul Tretor că o să ia niște idei, o sugerez deodată să încercăm, măcar la nivel de sector Rășcani, să organizăm un festival. Iar dumneavoastră ne veți ghida ca să fim foarte buni și să avem mulți oaspeți, mulți români de pretutinde. Mulțumim domnului Neaga, director, care de 17 ani este un mare patriot și a reușit să facă acest festival. Iar domnul primar Septimiu cunoaștem ca mare patriot și mulțumim pentru tot ceea ce face. În semn, domnul Chipir a încercat, spune, venim pentru primar cu un brâu tricolor special comandat la noi în Basarabia, din lână, pentru că data trecută în scenă, cineva i-a încurcat brâul și a dat albastru în jos. Era cu culoarea albastră și așa am zis că o să venim cu un brâu ca să fie cardat pe scenă, iar domnul Chipir o să le completeze. Mi-a plăcut că n-am uitat domnul Doina, că a spus că va ieși primarul cu cămașă frumoasă și este cămașă autentică, dar lipsa vorba domnului director, era lipsa. Și eu am zis că completăm.
completăm ca să fie legătura de plină a două maluri de prut, două, deci, popoarii care știți că am o cămașă mult mai frumoasă. Și foarte bun, 2,80 m ale prutului. Asta mi-a dat emoțiile astea la avea, să nu te rugină. Mânare o credință în domnișoarelor noastre. Mi se pare normal. Pan, sunt conducătorul ansamblului etnofolcloric model Bogeana din satul Câșlița Prut, raionul Cahul. Vă mulțumim frumos pentru tot ceea ce am văzut astăzi, ieșind din Chișinău și ajungând până aici. Vreau să vă spun că emoții multe ne-au copleșit și vreau să vă transmit un bună ziua de la noi, de la sudul Basarabiei. Bună ziua, gazda aleasă, și mulțumim pentru primirea aleasă. Vă mulțumim frumos domnului Neaga și doamnei Neaga pentru invitația care ați făcut-o. Deci toată lumea se laudă că au 17-10 ani. Noi vin prima zi astăzi aici, pe acest pământ am călcat. Cu cei mai mici Ștefan și Ștefănițe suntem. Pe moment așa, cred că noi sunt cei mai mici care o să participăm. Dar să nu desprețuiți lucrurile mici, pentru că o lumânare poate face ceea ce nu poate face soare, să lumineze noaptea. Deci noi vom fi acea lumânare. Am venit cu greu curat și de Dumnezeu ajutați. Am venit aici cu acești copii minunați, pentru că noi, cu acești copii, facem ca ei să cunoască, să promoveze și să păstrăm cel mai frumos tezaur, folclorul. Pentru că mai păstrând acest folclor și promovându-l, noi ne vom asigura dăinuirea noastră ca popor. Deci ceea ce facem, ne facem ca să fim să dăinuim ca popor, ca neam românesc. Vă mulțumim frumos pentru primire. Să ne lăudăm puțin, că avem cel mai frumos festival de la sudul Basarabiei, Festivalul Duminica la Flori, a căror director este domnul Valeriu Chiper, consăteanul nostru, și vă așteptăm și la noi la festivalul nostru. Este foarte frumos! Trebuie să vă spun o chestie hazdie care s-a întâmplat la un moment dat la dumneavoastră. La un moment dat trebuia să fiu la acest festival și n-am reușit să ajung și au decis organizatorii să voteze primar pe alt coleg care era consilier local. L-au făcut primar, l-au urcat pe scenă, omul n-a avut ce face, a trebuit să accepte situația și acum dacă doamna e prima dată aici, realizează că nu eu eram cel care am fost pe scenă în acel moment. Da, a fost un lucru hazdiu la un moment dat. Mulțumim mult de tot! Bună ziua! Dacă prin alfabetul românesc de la A la Z terminăm cu Zalău sau, știu eu, Francia, acum terminăm cu Alba. Suntem din județul Alba, o mică delegație de copii care reprezintă folclorul tradițional din zona Târnavelor, mai bine zis din comuna Cergău, de lângă orașul Blaj. Dacă mulți discut aici de Marea Unire și alte documente istorice, să nu uitați că de la Blaj a plecat inițiativa Marii Unire. Mișcarea pașoftistă de la 1848, dacă nu era aceasta, nici Marea Unire de la Alba Iulia nu exista. Mă, nu vrem să ne lăudăm prin aceasta, dar cred că și dumneavoastră știți. Deci am venit la dumneavoastră pentru a treia oră, cu un mic program folcloric din zona noastră. Sperăm să vă impresionăm și să apreciați ceea ce vă prezentăm. Vă mulțumim pentru primirea care ne-ați oferit-o. Nu în ultimul rând să felicităm pe organizatorii acestui festival, soții Neaga, dumneavoastră, domnule primar, că ajutați financiar, că suntem convins că fără ajutorul dumneavoastră nu. Și să nu uitați că dăm o grumă de bani pentru cultură.
Dar să nu uitați că vom da mai mult pentru incultură. Așa că să nu fim săraci la ceea ce moștenim mai departe. Vă mulțumim că ne-ați primit și vă dorim sănătate, tot ce e mai frumos și o mică atenție din partea noastră, din orașul nostru, de lângă orașul nostru, din comuna Cergău. Vedeți dumneavoastră ce va fi acolo, dar ceva foarte bun. Și dumneavoastră, tuturor ce ați venit, vă dorim sănătate, petrecere frumoasă. Sunteți cei mai frumoși participanți din viața mea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Plajă în oraș, foarte frumos, nu frumos! Mă numesc Băcu Madlena, reprezentăm zona sud de piesă a Moldovei. Sunt din liceu economic din Cărbu Gălucean Focșan, județul Vrancea. Și întâmplarea a făcut doar o simplă discuție. Întâmplarea a fost ca să apară la acest festival. O simplă discuție între mine și familia Neagra și a apărut acea chimie între mine și acea familie care mi-a intimat această dragoste și m-a îndemnat să particip la acest festival, pentru că eu sunt profesor de chimie. Așa. Vreau să mă laud și eu acum, pentru că aici văd numai coordonatori ai marilor ansambluri, a terminilor culturale, a cluburilor, a palatilor, iar eu sunt un simplu profesor de chimie care am reușit să adun un număr de copii, numai de liceul nostru, și să participăm la diferite concursuri, festivaluri. Dar unul de așa mare amploare este acesta la care am participat și ne bucurăm cu mare drag că suntem aici prezenți. Invit pe toți care au elevi de liceu de a veni în octombrie la noi în Focșani. Eu sunt coordonatorul Festivalului Național pentru elevii de liceu Vrancea Plaie de Dor. Vă aștept cu mare plăcere! Pentru faptul că sunteți profesor de chimie, vă spun că primul cetățean de onoare pe care l-am făcut în anul 2005 în oraș a fost cel care a luat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Chimie, un elev din Chimie. Dacă îmi permiteți să vă transmit felicitările din partea domnului director Ion Iuga al Palatului Copiilor din Baia Mare, care n-a putut veni astăzi aici, însă m-a trimis pe mine cu un ansamblu folcloric de la Sighetul Malmației, ca să vă amintiți de când a fost directorul Clubului Copiilor din Sighetul Malmației. Ansamblul se numește Florile Izei, reprezentat aici de doi elevi ai școlii gimnaziale George Coșbuc, de unde vin și eu, de unde a plecat și domnul profesor Ion Iuga. Reprezentăm valorile tradiționale din Maramureșul Voievodal, costumele populare, o să vedeți programul folcloric pe care îl vom prezenta de seară și dorim să vă mulțumim și să vă urăm succes în desfășurarea acestui festival și în edițiile viitoare. Mulțumesc! Mă bucur că, deși este un festival al românilor de pretutindeni, reprezentanții școlii Baturii din Șimleu Silvaniei, o școală a comunității maghiare din oraș, care este o comunitate cam de 23%, și aș vrea să vă spun că relația dintre comunitatea românească și comunitatea maghiară în orașul Șimleu Silvaniei, nu vreau să vorbesc de toată lumea, pentru că vorbesc de ceea ce cunosc, este una deosebită și relația de prietenie și familiile mixte care există sunt mult peste, îndrăznesc să spun, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și dacă sunt familii mixte între relația dintre partea rusă și partea românească. Deci este o relație normală și mă bucur de prietenia și de susținerea și, nu în ultimul rând, de activitățile pe care le desfășoară în orașul nostru comunitatea maghiară. Și dau cuvântul doamnei care se ocupă de, doamnei Sema care se ocupă de formație de țitere. Cred că merge și pe scenă, nu? O să vedeți un lucru deosebit. Mulțumesc!
Dar mulțumesc frumos, bună ziua tuturora. Reprezint, de fapt, Fundația Patului din oraș și noi, în urmă cu 10 ani, am pornit, propriu zis, o formație de țifere, un instrument specific ungurești și specific meleagurilor noastre de aici. Întotdeauna am avut copii, acum avem deja copii de la 5 ani, dar în general am avut copii de la 8-9 ani și până la 18 ani, până sunt în oraș, că după aceea pleacă și din păcate nu-i mai vedem sau prea puțin acasă. Deci acum avem 3 grupuri. Un grup o să reprezinte formația noastră pe scenă aseară. Și vă mulțumim foarte frumos pentru invitație, pentru posibilitatea de a ne arăta tuturora. Vă mulțumim foarte frumos! Da, mulțumim și noi foarte mult! Și celor care încă se întreabă dacă îi bine sau nu să fim în Uniunea Europeană, care nu sunt în Uniunea Europeană, să știți că unitatea în diversitate este foarte importantă. Asta este un specific al Uniunii Europene pe care și noi românii și maghiarii care locuiesc aici l-am îmbrățișat. Și tocmai că prezența dincilor astăzi la acest festival românesc arată unitatea în diversitate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest moment deosebit pentru noi. Și vom continua împreună în altă ținută, în ținută populară. Bun, vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru.